Și pe scena politică este agitație, pentru că, iată, unii se gândesc deja la prezidențialele din 2024, fac deja anumite calcule, iar în această seară veți vedea cine este în cărți. Vă spuneam însă că trebuie să lămurim o eventuală tentativă de intimidare a unui senator. Domnul Claudiu Târziu de la AUR postează pe Facebook următoarea poveste. Operațiune de intimidare la prima ora dimineții. Astăzi, la ora 8, trei jandarmi erau cât pe ce să spargă ușa apartamentului meu cu pumnii, trezind un bloc întreg și sperindu-mi copiii. Pricina: ca să ne înmâneze două amenzi mie și soției pentru nepurtarea măștii la un eveniment de depunere de coroane organizat în cinstea eroilor români. Care era urgența? De ce nu s-a folosit poșta ca și până acum? Am mai primit amenzi pentru organizare de proteste, dar prin poștă. Niciodată în această manieră brutală. La întrebările mele legitime, jandarmii au pretins că asta este procedura. Să rupă ușa peste mine dis de dimineață. Dacă un senator al României este tratat ca un infractor, la ce se poate aștepta un om fără funcție de demnitate publică? Ăsta să fie mesajul de intimidare, nu atât a mea, cât a altora. Cine și de ce a dat acest ordin care vizează intimidarea, abuzul și presiunea și care produce traume și un prejudiciu de imagine? Cum va plăti jandarmeria română aceste fapte? Înțeleg că, în mod previzibil, generalul Ciucă a coborât militaria din pod și că sistemul este dispus la orice. Altfel, nu-mi imaginez că la Iohannis acasă au venit portăreii să-l amendeze pentru că nu a purtat mască la Congresul PNL. Bun găsit, domnule Claudiu Târziu. Domnul senator Claudiu Târziu este în direct pe telefon cu noi. Înainte de discuția cu domnia sa, vă prezint invitații din platoul subiectiv. Doamna Sarmiza Andronic, bună seara. Bună seara, mulțumesc. Domnul Alexandru Petrescu, Partidul Social Democrat, bună seara. Bună seara. Și pe legătură Skype alături de noi, doamna Maria Grapin, europarlamentar, Partidul Puterii Umaniste, bună seara. Bună seara. Domnul deputat Marilen Pirtea de la Partidul Național Liberal, bună seara, domnule profesor. De asemenea, seara, domnul deputat Radu Miruță de la Uniunea Salvați România. Bună seara, domnule deputat. Bună seara. Bun. Acum explicați-ne, domnule Târziu, dacă e intimidare sau e procedură până la urmă. Nu, procedura spune foarte clar că întâi se trimite amenda prin poștă și dacă nu se poate comunica prin poștă, se apelează la afișarea ei la domiciliul celui amendat. La afișarea. Deci putea să afișeze jos la vizierul blocului sau pe ușa mea proprie, dar nu aveau de ce să bată cu pumnii în ușă la prima ora dimineții și nu aveau de ce să-mi mâneze mie hârtia. Eu puteam să nu fiu acasă, puteam să fiu plecat prin teritoriu. De ce să-mi vii mie la ușă să-mi comunici lucrul ăsta când procedura nu te obligă la asta? Altfel decât ca să-mi transmiți un mesaj de forță. Să-mi trebuie să-mi transmiți un mesaj că oricând în buza legii tu poți să ai o acțiune împotriva mea, ca lider de partid și ca senator AUR destul de vizibil, zic eu. Bun, n-ați primit nimic în poștă până la momentul pe care l-ați descris în postarea de pe Facebook? Nu, nu am primit nimic în poștă. N-ați primit nimic în poștă. Și încă un lucru foarte important, eu am mai primit amenzi și una foarte mare, de 15.000 de lei, prin primăvară-vară, pentru organizarea unui meeting pe care nu l-am organizat. Și am acționat în justiție, bineînțeles, am și câștigat procesul respectiv cu jandarmeria, dar atunci mi-a fost comunicată la suma aceea prin poștă. S-a putut. Acum, pentru că n-am purtat masca la o ceremonie de depunere de coroane de flori pentru eroii României, o amendă de 500 de lei, au venit trei jandarm cât dulapul, să mă sperie, ce să zic, să mă sperie pe mine, să-mi sperie familia, da, nu știu ce, sau să transmită celorlalți care se opun acțiunilor de astea în forță ale puterii, că nu mai e de joacă, că ei sunt dispuși să abuzeze de lege pentru a înfrânge orice fel de opoziție. Bun, stați puțin ca să înțeleg mai bine. Deci amenda de acum pentru care au venit jandarmii la dumneavoastră acasă era de 500 de lei. Altă dată, da, amenda de 10.000, deci substanțial mai mare, a fost comunicată prin poștă. Da, exact așa. Bun,
mai aveam puțin și costa mai mult deplasarea la domiciliul dumneavoastră decât amenda. Dacă îmi permiteți, aveți de gând să depuneți vreo plângere? Haideți să vedem altă chestie. Unde anume fix n-ați purtat mască? Am fost la o depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Tulcea, prin noiembrie, la un moment dat, și de ziua Dobrogei. Și era în exterior? Da, acolo era în aer liber, bineînțeles, un monument, așa, cu mai mulți colegi, am depus acele coroane de flori și am rostit un discurs. Atât a fost tot. Nu puteam să fac asta cu masca pe față și nu aveam de ce să fac cu masca pe față. De altfel, amenda asta este dată tardiv pe o hotărâre de guvern care între timp a fost declarată neconstituțională de Curtea de Apel București, așa încât nu mai are niciun rost. Bun, de ce v-am întrebat foarte clar în ce împrejurare n-ați purtat masca? Pentru că putea să fie foarte bine într-un spațiu închis de pildă, dar ne spuneți că de fapt a fost în Tulcea în spațiu deschis. Tot în spațiu deschis, da, a fost surprins și domnul președinte, nepurtând mască în cel puțin două împrejurări. Sigur că s-a comentat foarte mult atunci că n-a purtat mască. Evident că s-a comentat, iată una dintre împrejurări. Dar nu credem că a fost amendat domnul președinte, nici de cum nu cred că nu i s-a comunicat fizic prin jandarmi că trebuie să plătească vreo amendă. Aveți un comentariu? Rămâneți cu noi, vă rog, domnule senator. Aveți, doamna Andronicu, un comentariu? Eu voiam să-l întreb pe domnul Târziu dacă face vreo plângere, pentru că pare așa că este un abuz și e posibil ca lucrurile să nu se oprească aici. Adică cine știe... Bineînțeles, eu am cerut demisia șefului jandarmeriei și a ministrului de interne, pentru că așa ceva nu este admisibil într-un stat care se pretinde democratic și partea Uniunii Europene. Nu este posibil să treci la intimidarea opoziției cu astfel de mijloace. Acum sunt sigur că da, ceva mai ușoare, dar ele pot fi gradat, crescute spre un pericol fizic, eu știu, sau spre... De ce am pus întrebarea? Pentru că, dacă vă amintiți și am văzut și imaginile cu președintele Iohannis, a fost un domn din Sibiu care i-a făcut plângere pentru nepurtarea măștii. Și văzând că nu se întâmplă nimic, a interpelat organele în drept, care au răspuns că se poate interpreta că era în aer liber, că a făcut sport, că era cu familia, fiind în familie are voie conform legii să facă sport, că era o plimbare și așa mai departe. Nu știau cum să justifice faptul că n-a fost amendat, deși legea prevedea amenzi. Și atunci supun dezbaterii acest eveniment, punând față în față cele două aspecte cumva echivalente. Vi se pare un exces sau vi se pare că s-a respectat litera legii, domnule profesor Marilen Pirtea? Nu cunosc amănunte despre niciuna dintre spețele prezentate. Nu știu dacă altor participanți la momentele comemorative de 1 decembrie din diferite zone li s-au trimis acasă sau li s-au adus acasă amenzi, pentru că sunt sigur că au mai fost spețe similare cu cea a domnului Târziu. Acum, posibil ca domnul Târziu din această situație să facă un moment de PR foarte bun, dar exact cum spunea doamna Andronic, să depună plângere și să vadă care sunt consecințele și cauzele acestei descinderi, să spunem, cu amenda. Până la urmă, toată lumea trebuie să aplice legea, nici să facă excese privind-o, dar nici să fie cu tratată cu anumită indulgență sau cu situații diferite de la caz la caz. Bun. Domnule deputat Radu Miruță? Sigur că dacă lucrurile stau așa cum au fost prezentate de către domnul copreședinte Târziu, și mie îmi pare un pic cam agresiv. Însă în același timp nu pot să trec cu vederea modul la fel de agresiv cu care liderii AUR în Parlament și peste tot pe unde s-au prezentat și în perioadele în care masca era obligatorie, într-un mod ostentativ se prezentau și îndemnau la nerespectarea legii. Adică lucrurile ar trebui privite cumva per ansamblu, nu doar izolat. Dar stați puțin că amenda nu se dă per ansamblu, adică se dă punctual pe faptă comisă într-o împrejurare descrisă. Eu comentez doar modul în care au venit, spune domnul Târziu, jandarmii să-i bată la ușă pentru a-i publica practic această amendă. Dacă așa stau lucrurile, da, și mie mi se pare mai mult decât agresiv și cumva dincolo de prevederile și de Doamna Grabini?
Îmi pare rău că n-am auzit ce au spus domnul Pirtea și domnul de la USR, dar eu am să vorbesc din perspectiva mea de europarlamentar, membru în Comisia Libertăți Civile și Justiție. Din punctul meu de vedere, și aici nu trebuie să analizăm din ce partid face parte, senatorul sau cetățeanul până la urmă, este foarte clar că este dublă măsură și ați arătat, sigur, o singură imagine a domnului președinte, dar au fost și alte situații în care domnul Orban, ca și prim-ministru și alții, domnul prim-ministru Câțu la acea petrecere de la Cluj și așa mai departe. Deci este clar dublă măsură. Asta este unul. Doi, dacă regulamentul prevede că trebuie înștiințat și dacă l-ar fi înștiințat și nu s-ar fi prezentat sau nu ar fi reacționat, evident, pașii următori poate era să se meargă să se înmâneze acasă. Este, după părerea mea, o încălcare a dreptului cetățeanului, nu numai a senatorului și clar că aici trebuie să iasă cu un punct de vedere și ministrul și jandarmeria să explice de ce. Pentru că cetățenii, iată de ce nu mai au încredere cetățenii în instituțiile statului. Pentru că este un tratament absolut diferit în funcție de persoană. Ne place sau nu ne place ce face Aurul, este un partid parlamentar, este... Bun, avem și o întrebare. Mai mult sau mai puțin? Ok, domnule Alexandru Petrescu. Da, din punctul meu de vedere, e absolut nejustificată această mișcare a jandarmeriei. Chiar ascultându-vă, mă gândeam că Poșta Română are un serviciu special de înmânare, distribuție de amenzi, o face în numele multor instituții. Vă dau un exemplu. La Cnair, dacă ai trecut bariera spre Constanța și n-ai plătit-o la intrarea spre Cernavodă, îți trimite o amendă. Deci ce-ar fi fiecare să trimită zeci de mii de amenzi câte doi angajați de la Cnair, așa, să ducă la fiecare la ușa amenda? Făcând abstracție de calitatea de senator a domnului Târziu, este absolut irelevantă din punctul meu de vedere. Absolut oricine ar fi fost la primire să-ți vină dimineața să-ți bată la ușă trei indivizi doar ca să-ți înmâneze o amendă, este clar o nejustificat și o supra-licitare. Trei oameni, adică era grea hârtia, este probabil. Este și non-comercial din punct de vedere al instituției care dă amendă. Dar poate era cutia poștală plină, poate n-au pus-o. Dar nu, există recomandată în care să duci și o semnezi, că o primești, poșta trimite și acte notariale și decizii de instanță și documente de importanță comercială. Există servicii speciale și toate instanțele, poliția, jandarmeria au contracte cu poșta sau cu alți operatori din acest domeniu care duc acest tip de documente cu un caracter special. Mulțumesc domnului senator Claudiu.